Disco. Danny, come on, go disco. Okay, disco. Yeah. A real man, he can disco and cooking the game. Oh, get the home for you. No. No. And for you. Looking for me, eh? Hei, salut pofticioșilor, bine ați revenit pe Cub, o scenă amuzantă din Zoha, numai bună pentru această rețetă. Până acum e filmul care promovează cel mai mult acest preparat, de aceea se află în această videorețetă. O porție de hummus vă oferă peste 25% din consumul zilnic recomandat de fier. Sunt multe lucruri de spus când vine vorba de năut, iar pentru această săptămână fac hummus. Asigură-te că te-ai abonat la canalul Cub și hai să gătim împreună cel mai bun hummus pe care l-am făcut. Acum gata cu vorbăria, hai să dăm drumul. Se prepară precum fasolea, se lasă la înmuiat peste noapte și apoi îl pun la fiert până ce boabele de năut sunt moi și ușor de pasat. Năutul este o leguminoasă care poate ține loc și de carne. Se gătește ușor și rapid și este foarte sățios. Năutul în oală acopăr cu apă și personal eu schimb apa ca la fasole. De 2-3 ori. Așa procedez eu, dar nu e greșit dacă îl fierbi într-o singură apă. Imediat ce s-a fiert și bobul de năut este suficient de moale, îl dau de pe foc, îl strecor, păstrez și puțin din apa în care a fiert, căci voi avea nevoie ceva mai târziu. Sunt un mare fan al hummusului, de aceea voi pregăti o rețetă de hummus simplă, una de hummus cu gogoșar copt, iar a treia va fi ceva super bun și anume ceva asemănător cu hummusul, doar că voi înlocui năutul cu mazărea verde. Așa că urmărește-mă până la final și vei vedea cum prepar eu hummusul. Totul ține de organizare, le aduc toate lângă mine să-mi fie la îndemână. În rețeta de hummus voi folosi 250 de grame de năut, zeama de la o lămâie, puțin piper pentru aromă, jumătate de linguriță de sare și în jur de 150 de ml de ulei de măsline de calitate, 100 de grame de pastă de susan tahini, 2 căței de usturoi mai măricei, se pune totul în blender și dau să învârtă până ce consider că s-au încorporat toate și se transformă totul într-o pastă fină. Dacă nu ai mult timp la dispoziție, poți opta și pentru varianta de la conservă, dar eu însă prefer să-l fac de la zero, căci așa e cel mai bun. Boabele de năut le poți congela și folosi atunci când ai nevoie. Poți să le adaugi în orice supă sau în salată, sau le poți amesteca cu o serie de condimente pentru a obține o gustare savuroasă și sănătoasă. Poate la început ți se va părea puțin ciudat gustul, pentru că e nou, dar dă-i o șansă și vei vedea că îl vei îndrăgi, iar beneficiile sunt pe măsură. Multe minerale, multe vitamine, proteine, carbohidrați complexi, e viață pe farfurie. Merită să încerci să te bucuri de toate aceste bunătăți. Opresc puțin pentru o scurtă degustare, căci da, trebuie să asezonezi ușor și să nu exagerezi cu nimic. Mai bine încep cu puțin din fiecare și îl faci exact pe gustul tău. Pentru că ai și ceva mai tare, adaug din apa în care a fiert. Tot așa, puțin câte puțin. Urmăresc să obțin o pastă fină și echilibrată. Sare cât trebuie, pastă de susan la fel. Dacă exagerez cu pasta, s-ar putea să fie un pic prea amar și să strici totul. Uleiul de măsline iarăși este important. Un ulei puternic aromat va prelua controlul asupra aromelor. Eu folosesc un ulei ceva mai puțin acid și ceva mai moale în ce privește aroma. Iată prima variantă, este gata și sunt destul de mulțumit cu ce a ieșit. Iar din cercetările mele prin lumea largă, am remarcat că rodia cu puțină mentă merge fantastic de bine la această rețetă de hummus. Așa că rodie să fie, iar menta îți va deschide papilele și îi va da o notă de prospețime. Câteva picături de ulei pe deasupra și pofticioșilor, asta este. O rețetă super ușoară și foarte gustoasă. Trebuie doar să o încerci. Rețeta cu numărul 2, hummus cu gogoșar copt. Le pun pe toate în blender, 250 de grame de năut, 150 de ml de ulei de măsline, zeama de la o lămâie, piper, sare după gust, 100 de grame pastă de susan, 2-3 căței de usturoi, dar ceva mai mici, nu din ăștia normal de mari, așa că îi reduc dimensiunea tăindu-l la jumătate. Las blenderul să-și facă treaba, apoi adaug puțină zeamă în care a fiert năutul să obțin o pastă fină și moale, ca în rețeta precedentă. Până acum parcă e rețeta la Indigo și așa e, cu ceva mici ajustări. Opresc blenderul și mă ocup de ardeii copți, pe care i-am pus în acest bol cu capac, peste care am pus puțină sare să-mi fie ușor la curățat. Înzestrat cu răbdare, căci m-am încăpățânat să folosesc din gogoșare ăștia minusculi, care i-am găsit prin cămară, și să nu cumpăr alții mai mari și spornici, am avut ceva mai mult de muncă, dar nu sunt adeptul risipei, așa că folosesc tot, nu arunc nimic. Nici ce ar trebui să arunc, nu arunc. Pentru găinile mele asta e un fel de mâncare de restaurant, așa că nimic nu se pierde, totul se transformă.
Gust și asezonez. Puțină sare și puțină zeamă de lămâie. Pun micii gogoșari munciți cu sudoarea frunții în blender și dau din nou drumul la aparatul ăsta salvator. Până ce totul capătă o nouă imagine, iar gogoșarii vor transforma totul în ceva super delicios. Atât de delicios încât îmi vine acum să iau o bucată de pâine și să-mi opresc pofta. Dar mai am de prezentat câteva momente, iar la final voi face acea mare degustare. Ia uite ce frumos! Se vede totul și vă asigur că merită. Este o rețetă foarte, foarte bună. În farfurie humusul de gogoșar, îi dau puțină formă, pe aceasta voi pune gogoșar la oțet, câteva feliuțe de ridiche și puțin pătrunjel verde. Încerc să fac o prezentare pentru ai mei atât cât mă pricep. Poate mai încolo, odată cu experiența, vine și imaginația, zic și eu. Câteva picături de ulei, puțină sare peste și asta e, minunatul preparat numărul 2. Humusul de gogoșar copt este gata, o pun deoparte pentru degustarea la final. Rețeta cu numărul 3, un fel de humus, doar că este cu mazăre. Așa că îmi blendă totul, 300 de grame de mazăre fiartă, suficient cât să nu piardă în întregime culoarea verde, o mânuță de mentă verde proaspătă, doar frunzulițele, 100 de grame de pastă de susan tahini, zeama de la o jumătate de lămâie, sare și piper după gust, cam 50 de ml de ulei de măsline și un cățel de usturoi. Dau drumul la blender până ce totul devine o pastă fină și apetisantă. Am vrut să vă arăt că și banala mazăre poate duce la ceva senzațional de bun. Nu exagerez cu senzaționalul, nici eu nu am mâncat până acum și am vrut să văd cum este. Este o rețetă destul de ușoară și merită. Asta e tot. Pun pe farfurie și iată ce bine arată. Fac cu lingura câteva cerculețe, presar puțin susan alb și negru pe deasupra, câteva roșii sherry vor aduce un aport de gust și de culoare în farfurie, așa că tai câteva și le pun pe deasupra, așezate să fie peste tot. Puțină sare preluată din decor, câteva cerculețe de ulei de măsline peste, iar ăsta nu e un măturoi cum ai fi tentat să crezi, e cimbrul meu uscat pe care îl folosesc ori de câte ori am nevoie la rețetele pe care le fac. Este o metodă utilă de a presăra uniform, doar strângi puțin țin mănunchiul și asta e tot. La rețeta asta am ales lipia turcească și cum îmi place mie să mă complic, am zis să o fac de la zero, pentru că și voi sunteți special pentru mine și meritați tot efortul. Așa că încep prin a activa drojdia, 25 de grame de drojdie proaspătă sau 7 grame uscată, în puțină apă călduță alături de o linguriță de zahăr. Amestec totul bine și o las să-și facă magia. În bolul de la mixer merg 500 de grame de făină de grâu. Un pic să se liniștească furtuna, o linguriță de sare și 150 de grame de lapte bătut, iaurt sau chefir. Eu am mers pe rețetă și am pus lapte bătut, apoi adaug 50 de ml de ulei de măsline. Aduc mașinăria care îmi va salva timpul și instalez totul ca după manual. Adaug peste și drojdia activată și dau drumul la malaxare 7 minute. Nu exagerez cu malaxatul căci aș vrea ca lipiile să-mi iasă pufoase și moi. Scot și pun peste puțin ulei, apoi dau la crescut până ce își dublează dimensiunea. Mă duc să mă întind puțin și mă întorc, evident, repede. Puțină făină pe blatul de lucru, scot aluatul, îi dau o formă dreptunghiulară să-mi fie ușor la porționat și, evident, îl porționez în 8 bucăți, de maxim 80-100 de grame fiecare. Le fac biluțe și, rând pe rând, întind în forma specifică lipiei, un cerc de aproximativ 25 de cm diametru și 5 mm grosime, ca după tigaia în care le voi coace. Procesul durează, așa că am decis să dau pe repede înainte și să urmăresc și eu show-ul ăsta. Ia zi, pofticiosule, cam cât de bine mă descurc eu cu aluatul și câtă experiență crezi că am. Aș putea spune că montajul scoate ce este mai bun din oameni, iar viteza ascunde lipsa de experiență. Așa cred și eu, dar în cazul meu nu îți trebuie cine știe ce școală să faci câteva lipii pe care urmează să le coci nici măcar la cuptor, ci la tigaie. Gata, le-am format și le las să crească câteva minute sub folia asta protectoare de raze UV. Glumesc. Iată tigaia, un cinc cam basme, nici prea tare, nici prea moale, dar suficient cât să facă diferența. Pun aluatul în tigaie și uite ce ar trebui să se întâmple. E exagerat puțin, dar asta se întâmplă atunci când le faci. Se umflă precum un balon. Le rotesc pe fiecare parte până ce obțin rezultatul potrivit. Să zic că a stat pe foc în jur de 5-7 minute. Dar ca să fiu sincer, nu m-am cronometrat. Eu doar le-am păzit, iar dacă faci ca mine, nu ai cum să le arzi, decât dacă uiți de ele. Rând pe rând și cu gândul la rezultatul final, am răbdare suficientă să le termin pe toate. Știu că vor fi la mare căutare și că vor dispărea ca pâinea caldă. Îmi aduc aminte de turtele bunicii făcute pe vată când nu avea timp să facă pâine. Punea repede de aluat și cât ai zice turte, erau gata. Ia uite, m-a apucat dansul și era să uit de ultima lipie. Exact ce am spus mai devreme, nu le păzești, le arzi. Și dacă sunt numărate, tu ești cel care va trebui să o mănânci pe aia arsă. Sau să te lingi pe degete dacă nu ai ce mânca. Așa că, atenție, pofticiosule. Gata, asta e ultima, mi-au ieșit foarte moi, foarte pufoase. Iată, exact asta căutam, iar gustul este divin.
Acum ce să mai zic, ia uite ce de culori se aștern în fața mea. A venit momentul să gust și încep cu rețeta nouă, humusul de mazăre. Iau cu de toate, pofticioșilor. Să știți că este grozav de bun, chiar dacă entuziasmul pare puțin scăzut. Numărul 2. Am humus simplu cu rodie și mentă. Știu ce gust are humusul, dar sunt curios de combinația cu rodie și mentă. Iată că revine și entuziasmul. Ușor, ușor. Acum cea de-a treia. Humusul cu gogoșari copți. Hop și puțin pe lângă și se pare că merge de minune. Simt gogoșarul copt, simt și puțin usturoiul. Îmi place. Ce să zic, toate îmi plac. Ca să nu mai zic de lipia turcească. Totul de la zero pentru ca tu, pofticiosule, să o poți face și să mănânci mâncare sănătoasă și de calitate făcută de tine. Ca o concluzie de final vă spun doar atât, toate pofticioșilor sunt grozave și sunt mândru de ce a ieșit, iar faptul că m-am încăpățânat să fac și lipie, parcă m-am dus puțin prin Orientul Mijlociu și am servit o porție la ea acasă. Hai că vă îmbrățișez și pe data viitoare. Eu sunt Paul, cel care gătește, filmează, editează și scrie pentru oameni frumoși ca voi. Dacă ți-a plăcut, te invit să-mi dai un like, să comentezi și să te abonezi. Și nu uita să dai play pe Cub.